Un militar a murit după un salt cu parașuta în Zărnești. Gabriel era în mijlocul unui exercițiu când s-a prăbușit pur și simplu un gol de la 10 metri. Bună dimineața, suntem Olivia Păunescu și Valentin Butnaru. Începe Observatorul Matinal. Parașuta ar fi cedat din senin la scurt timp după ce militarul a făcut saltul. Gabriel avea 30 de ani și era așteptat acasă de soție și copii. Cazul Băureanu se repetă în Argeș. În mijlocul străzii, un șofer l-a înjurat pe polițistul care îi punea prietenul la pământ. Agentul a fost nevoit să scoată pistolul și l-a încărcat. Mâncăm altceva decât vestul, dar nu știm dacă e mai rău. Este răspunsul oficial și stupefiant al autorităților noastre după o conferință de o oră și testări de o lună. Au analizat de la carne la ciocolată, iar noi n-am aflat mai nimic.